Bună! În videoclipul de astăzi vă arăt cum să realizați această codiță în formă de inimioară. Ca să faceți codița în formă de inimioară, este nevoie să împărțiți părul în trei. Eu voi prinde fiecare șuviță cu câte un clip, mai puțin cea pe care o împlătesc ca să nu mă încurce. Ca să împlătiți în trei este foarte simplu, este un tutorial pe canal. O să pun un link în descriere cu acesta, dar ideea este că aveți 3 șuvițe de păr și pe cele laterale întotdeauna le vedea peste cea din mijloc, în acest fel. Împlătesc cam atât de mult și o să prind cu elastic. Voi face la fel pentru fiecare șuviță. Aveți grijă că atunci când împărțiți părul, în cazul în care nu aveți secțiunile egale, cea din mijloc să fie cea mai groasă. Ok, aveți secțiunea din mijloc. Aceste două codițe o să le așezați cam așa și o să le prindeți cu un elastic aici, în partea aceasta. Imediat vă arăt. Aveți grijă ca acestea să fie în părți. Și cam așa ar trebui să arate. Acum eu le voi prinde cu încă un elastic aici. Și în continuare le voi prinde pe toate în jos. Și cam așa va arăta. Ok, când le prindeți, aveți grijă să trageți de secțiunea din mijloc și să le așezați cam așa. Acum eu voi prinde încă un elastic aici. Să fiu sigură că stă, voi trage de secțiunea din mijloc. Și cam așa va arăta codița în formă de inimioară. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube Simplu de Făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip!